controverse în familia lui Leo de la Strehaia. Nora acestuia nu a mai rezistat și a spus tot ce are pe suflet Mihaela de la Strehaia este foc și pară pe Olga Mihaela, Nora lui Leo de la Strehaia, a ținut să strige nemulțumirile în mediul online la adresa Olgăi, sora socrului ei. Aparent, tânăra este deranjată de faptul că, deși formează o familie, fiul său ajunge să fie de multe ori marginalizat. Ba chiar susține că Olga face diferențe între nepoți, iar acest lucru este vizibil cu ochiul liber. Restul cumpărau în fața lui și mai și spuneau, Olga spunea pe filmare, dar nu-i cumperi și lui David. Și se făcea că plouă, se uita pe sus, după ce se uita nu știu. N-am cum să zic pe dreptatea mea. Când aveau probleme scoteam bani din buzunar și scoteam. Olga cumpăra haine pentru copii și lui David nu i-a luat un tricou, o chestie la 10 lei. Nu i-a luat nimic. Câți bani am tocat eu cu ei? Cu copilul meu ea nu cheltuie nimic. Așa că mai lăsați-mă cu astea, că nu le merge la niciuna. Câte certuri nu am avut cu ele zilele astea. M-am certat și când am mers să mâncăm, m-am certat peste tot. Singurul care i-a dat bani lui David când a fost acum, Leo i-a dat lui David 2 milioane să-și ia ce vrea. Lui Leonardo i-a dat telefonul și lui David i-a dat 200 de lei, a spus Nora lui Leo de la Strehaia. Bruneta spune că în ciuda faptului că Olga face multe diferențe între copii, Leo de la Strehaia ar fi un om corect care își iubește nepoții în mod egal și le satisface dorințele tuturor.